Bună seara! Astăzi avem un subiect interesant. Sincer, nu știu cum mi-a venit ideea asta, dar mi-a venit. Și, sincer, când m-am apucat de ea, nu credeam că poate să fie atât de complexă. Și o să vorbim în astă seară despre extra corporalizare și mai puțin despre dedublare. Sigur, e un subiect nu foarte mult tratat și asta pentru că sunt puțini care, hai să zicem, au avut privilegiul, șansa să... Asta nu e bun, că e de la permanență. Șansa să simtă așa ceva. Și atunci, evident că îmi dau seama că informațiile despre extracorporalizare sunt destul de firave. În altul întâi mi-am dat seama, totuși, că cine a citit Rătăcitor printre stele, are cât de cât habar despre ceea ce vorbesc eu aici. Și o să vorbim. Ce este extracorporalizare? Facem omuleții. Un omuleț. Și omulețul ăsta, ca de obicei, are... Ăsta nu încălește. L-am rezolvat. Să luăm unul care e totuși mai închis. Facem omulețul rugobu. Și aici facem șarpele fundalină. Când vorbim de extracorporalizare, vorbim de urcarea șarpelui kundalini pe canalul central și ieșirea lui în afară. Acesta, din punct de vedere spiritual, este un eliberat. De obicei, cei care se extracorporalizează sunt oameni care și-au ispășit karmele. Evident, această extracorporalizare poate să fie făcută pe oricare dintre centrii energetici. Da? 6, 5, da? Mă rog, nu așa. O să mă rog la Doamne, Doamne, la parte vă rugați voi să-mi dea și mie niște talent la desen. Deci, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ei, șoapele ăsta cu noi poate să iasă pe orice centru energetic. Când mă refer la extracorporalizare, mă refer la momentul la care conștiința, sufletul, sinele sunt unite, da? Formează un tot. Și acest tot iese din canalul central, pe oricare dintre centri energetici, în lumea exterior. Bun. Care e diferența între extracorporalizare și dedublare? Pentru că, până la urmă, ce se întâmplă și principiile sunt aceleași. Dedublarea este momentul în care câmpurile unui om se proiectează. Deci toate câmpurile. Toate câmpurile formează o energie, ele se proiectează undeva. Dar omul... Deci, ideea este în felul următor. Dacă eu întreb pe cineva, de unde gândești tu, mă rog, un european vă spune din cap. Un japonez vă spune din ceacră 2. Iar un călugăr vă spune prin inimă. Da? Sau un preot. Mă rog, cu har, nu toți. Da? Ei, în momentul în care se produce dedublarea, eu văd ceea ce se întâmplă în zona asta. Dar sunt totodată în mine. În timpul extracorporalizării, este ca și cum mi-aș lua corpul și l-aș arunca ca pe o haină murdară. Și eu nu mai am conștiința trupului meu. Sunt ieșit din corp. Corpul meu este undeva, iar eu mă văd în afara corpului meu. Care sunt factorii care duc la extracorporalizare? Doamne, factorii care duc la extracorporalizare pot să fie foarte mulți. Extracorporalizarea se poate produce spontan. Deci, unul.
Lipsa culpabilizare spontană. Exemplu, Ilie Cioară, așa îl cheamă, o carte care se numește Ferestre spre Astral, în care povestește el cum a ieșit din corp. Și e foarte interesant. Nu ne-a povestit Părintele Agatul cum a ieșit el prima oară în corp, cum a venit Îngerul Păzitor, l-a luat, cum era frică să nu cadă, când l-a luat de pe pervazul ferestrei și avea senzația că iese pe geam și dacă iese pe geam o să cadă și cum îi spunea Îngerul Păzitor, stai liniștit că nu se întâmplă nimic și l-a dus de mână, mă rog, să viziteze cerurile, iadurile, etc. Deci o extracorporizare spontană. O extracorporizare post traumatică. Sunt oameni care s-au extracorporalizat în momentul unui viol sau tortură. Cazul torturii este prezentat în Rătăcitor printre stele, de Jack London, Jack London, da? Că de asta stele, Jack London. 3. Inițiatică. O să vorbesc de asta, prin așa ceva am trecut eu. E o chestie foarte drăguță. Ce este mai nașpa? Este revenirea în corp. De ce? Pentru că ai senzația de pierdere a faptului că te întorci într-un corp și în lumea ta, e material. Deci, e inițial. 4. Și asta este cea mai nasoală, din păcate, extracorporalizarea prin consum de droguri. Droguri. Bun. Și asta este în special datorată LSD-ului. Eu nu am luat droguri niciodată și nici nu mă interesează. Dar pe când eram student, am avut un medic care ținea foarte mult la mine, care m-a băgat în asociația de luptă împotriva drogurilor. Am fost la conferințe, la tot felul de genul, de genul ăsta. Ba, la un moment dat chiar am colaborat cu, cu băieții de la Antidrog, pe niște cazuri, pentru că nu am o problemă cu cei care consumă. Aia e problema lor. Eu am o problemă cu cei care vând. Și, din păcate, din punctul meu de vedere, drogurile ar trebui liberalizate. Ca în țările nordice. Vrei să-ți bagi în venă, te duci la spital, îți bagi în venă, cu acesteile, frumos, artistic, un duc copii, vreți să fiți drogați, uitați cum sunt ăștia, vreți să ajungeți în halul ăsta, n-aveți decât, problema asta. Așa se face în țările nordice. Cred că a interzice unui om să facă ceva, ce vrea el, este greșit. Da? Nu face și prohibiția n-a făcut decât să crească consumul de alcool. Și interzicerea drogurilor nu face decât să folosească. De exemplu, interzicerea drogurilor folosește deopotrivă și traficanților și farmaciilor. Pentru că mi se pare că metadona se folosește. Este mai scumpă decât drogul. Și atunci, evident că concernele farmaceutice au tot interesul să fie cât mai mult drogat ca să-l dea după antidotul, care e mai scump decât drogul însuși. Așa că, din păcate, drogurile sunt cum să spun eu, promovate de colegii mei medici din studiile de farmacie. Asta e. Lumea care trăiește. Bun. Și extracorporalizarea datorată consumului de droguri, care, din păcate, este cea mai nasoală. Ăștia ajung să se sinucidă, pentru că nu mai fac diferența între când sunt extracorporalizați și când nu. Și au impresia că ei pot să zboare și nu mai zboară. Când zboară, zboară cu totul pe geam. Pentru că nu mai știu când sunt în corp și în afara corpului. Da? Extracorporalizarea datorată consumului de droguri. Dacă mă întreabă cineva dacă aș încerca droguri, zic da.
Dar dacă aș încerca să mă drogez, ar trebui să fie cel puțin unul ca mine, adică să aibă cunoașterea mea lângă mine, să fie un medic de urgență și un preot. Dar un preot bun, așa, după interagatul, ca să fiu sigur că mă întorc tot acolo. Dar în altfel, nu, mulțumesc. Nu sunt fan. Bun. Ziceam că se poate produce spontan. Și asta este extracorporeală spontană. Cea post-traumatică, cea inițiatică, cea... am zis care este diferența între extracorporeală duplare. La extracorporeală iese sinele omului și își lasă corpul și nu mai are conștiința corpului. La deduplare, omul este ca și cum ar fi înăuntru corpului respectiv și aruncă o privire la distanță, acolo unde vrea să se uite. Asta ține foarte mult și de vârsta astrală a omului și mai ales de puterea lui interioară. De exemplu, dacă eu la un moment dat puteam să mă extracorporez, acum nu mai pot să fac, pentru că sunt prea mare și mi s-a reproșat că dacă mai fac asta, o să produc perturbări în spațiu-timp. Mă rog. Ghidu și schizo. Bun. Mai departe. Cum poți verifica că te extracorporalizezi? Bun. Asta e o chestie care apare și în Ilie Ceară. Ilie Ceară povestește că la un moment dat s-a trezit pe tavan și când s-a trezit el pe tavan, nu știa ce îi se întâmplă. Și atunci s-a dus să vadă ce face mama lui. Eu, mă rog, asta a povestit el în cartea lui. Eu pot să vă povestesc ce mi s-a întâmplat mie când m-am extracorporalizat prima oară. La mine extracorporalizarea nu s-a făcut spontan. Eu am făcut-o voit, am învățat-o. Și această extracorporalizare m-am trezit în afara corpului și m-am dus să văd ce face mama mea. Evident că doar că eram în casă. Mama mea avea un obicei să croșeteze pe o canapea, pe fotoliu de lângă televizor. Și în momentul în care am ieșit din corp, m-am dus în sufragerie să văd ce face mama. Și în momentul respectiv am văzut că ea numai că nu croșetează pe fotoliu ei, ci pe canapea. M-am întors în corp, mi-am luat corpul, m-am dus să văd că m-am dus într-adevăr mama mea croșeta pe canapea, unde nu era obiceiul ei să croșeteze. Apropo de senzațiile pe care le produce de extracorporalizare, eu asta le explic copiilor care se droghează. Dom'le, calea către extaz poate să fie atinsă și prin alte metode, nu neapărat prin metode gen droguri care produc dependență și care distrug organismul. Calea către extaz poate să fie fie calea creștină-ortodoxă, poate să fie fie calea sexului, dar ambele sunt mai bune decât drogurile. Ok? Din păcate, apropo de, o să fac previziune despre droguri, din păcate, acum se vehiculează ideea că drogurile pot să fie o modalitate de evoluție spirituală. Este falsă. Este o modalitate de distrugere spirituală, pentru că nu poți să controlezi nimic tu. Mai ales dacă nu ai cunoaștere. Ei, v-am zis cum se poate verifica extracorporalizarea. Pur și simplu te duci și vezi lucruri care, în mod normal, nu ai cum să le știi. Te duci, vezi, te întorci, duci cu corpul tău, cauți în cutia respectivă, vezi ce se întâmplă. Poți să citești, de exemplu, în corp, ceea ce scrie la pagina 300, nu știu cât, din dicționarul explicativ al limbii române. Te duci frumos, cauți pagina respectivă, deschizi acolo și vezi exact ceea ce scrie. Pentru că în astral se pot deschide cărțile, și anume cărțile, partea energetică a cărților. Și atunci poți să verifici foarte ușor așa. Poate fi diagnosticat ca o boală psihică? Absolut da. Deci există cazuri de oameni care evadează din corp, din păcate pentru ei. De exemplu, ei ies din corp. Deci ies din corp în afară, dar nu au conștiință legată de sine. Și atunci pleacă și își pierd efectiv cunoștința. Și este de fapt diagnosticată ca o formă de epilepsie. Dar, de fapt, este un om care evadează, un spirit care evadează din corpul lor. Pur și simplu, da. Nu-i place viața. În general, ăștia sunt depresivi. Depresivi. Deci nu le place viața, nu le place nici faptul că o familie, că o copii, că nu știu ce. Și atunci, din când în când, fac. Când acumulează mai multă energie, pâng,
pleacă, evadează. Și nu rămâne corp așa. Și de fapt, sinele lor nu mai este în corp. Evident că e o prostie, să-i dea medicamente, e o tâmpenie. Toate medicamentele care astea, care sunt neuroleptice, toate boile, toate astea distrug neuronii, da? Și atunci cea mai mare prostie este să-i dea medicamente. Eu trebuie să iau omul respectiv și să-i explic la nivel conștient. Băi, fii atent, că tu în realitate evadezi, fugi, la 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 la. Și pot să stabilesc cu el o modalitate, un sistem, o parolă, un cuvânt, să se amă, deschide-te. Și în momentul respectiv să ies din corp. Și să mă programez să nu ies din corp decât în momentul în care zic să se amă, deschide-te. Și atunci nu mai are crizele astea de epilepsie, le controlează. Evadează când mă duc frumos acasă, mă așez în fotoliu, că ăstora li se întâmplă, când sunt la volanul, în mașini, sau când merg pe stradă. Și atunci eu îl ajut să se programeze prin problema mare neurolingvistică, mă rog, chestia aia, nu sunt eu foarte fan, dar aici e justificată, să-și facă o parolă prin care să se extracorporalizeze doar în momentul în care este într-o situație oportună. Adică nu când merge pe stradă, când traversează, când conduce, etc. Deci, poate să fie extracorporalizarea spontană, poate să fie diagnosticată greșit ca o formă de epilepsie. Este, să știți că nu înseamnă totuși că epilepsie, e mai ciudat un pic. Și de asta mi se spune, mă, că ar fi epilepsie, că n-ar fi epilepsie, că, mă rog. Cum se vede lumea materială în extracorporalizare? Păi, se vede foarte interesant. Singura problemă este că nu e destulă lumină. Este în astral. Lumina este cam cum ar fi noaptea cu lună plină. Da? Eu am avut un duhovnic care putea să văd un duh care se putea extracorporaliza. Bine, și m-a interagat cu descoperirea treaba asta și Panteion. Dar cel care, mă rog, de la care am văzut prima oară treaba asta și era Părintele Dosoftei de la Ciorogâna. Părintele Dosoftei avea cataract la ambii ochi. Și la un moment dat îmi zicea că se duce să opereze de cataract. Și mie mi se părea ciudat. Adică să ai un om care să poată să extracorporalizeze, să poată să aibă clar viziune. Că el avea toate darurile astea. Bătrân. Să te duci să te operezi din cataractă. Și nu înțelegeam. Dar zic, pentru ce? Și el îmi zice, dragă, îmi zice, nu prea văd pe aici, prin chilie. El vedea la depărtare, vedea. Dar zice, eu pe aici, prin chilie, nu prea văd. Nu vedea să citească, nu vedea. Vorba aia, ascultam cum era radio. Și am zis, da, părinte, aveți dreptate. Deci nu putea să mai citească rugăciuni, pentru că dacă avea cataractă, nu avea cum. Și drăguțul ea zice, da, dragă, zice, nu prea mai văd pe aici, prin chilie. Da. Deci, nu se vede foarte bine. Și dincolo, mă rog, lumea asta e recunoscut, de exemplu, părintele Teofil de la Sâmbăta, care putea, deși era or, să deschidă, deci se ducea, băga cheia în broască direct și intra în chilie. Nu că-și căuta cheia, că pipăia broască. Deci el se ducea, chiar dacă era or. Asta se numește, este o formă de manifestare a extracorporalizării, vederea în afara corpului. În extracorporalizare, vederea este în... E ca o seră. Deci eu văd simultan... Nici asta nu mai merge. Eu văd simultan de jur împrejur. Deci nu există cam spate în lumea astrală. Deci eu văd simultan în toate direcțiile. Sus, jos, stânga, dreapta, toate astea. Da? De ce fac emisiunea? Să știți că o să fie foarte mulți oameni. Pentru că trezirea spirituală duce la un moment dat prin creadele, clar viziune, clar audiție, deci auzenii, vedenii, și la extracorporalizare. Și o să fie oameni care, știți, m-am trezit, să mă credeți nebun, dar eu m-am trezit deasupra corpului meu și m-am speriat și nu știam cum să mă întorc. Și sunt oameni la care trebuie să le explic, bă, când ești în afara corpului, ceea ce te ajută este intenția. Dacă intenția mea este să intru în corp, mă duc în corp. Dacă intenția mea este să mă duc să văd pe mama, mă duc și o văd pe mama. Dacă vreau să... Intenția mea este să mă duc să văd Marea Neagră, o să mă duc la Marea Neagră. Vă e clar? Deci, intenția e cea care coordonează spiritul în
afara corpului. Dacă intenția mea este să mă duc într-un loc, voi fi în acel loc. Da? Sunt unii și pe aici care au probleme cu extracorporalizarea. Și care sunt unde le e gândul lor. Adică nu sunt pe aici. Bun. Deci v-am zis cum se vede lumea de material. Evident că în timpul lumii materiale, în timpul extracorporalizării, domnule, vezi să vezi toate alea? Deci mie mi s-a întâmplat. Eram... Atunci a fost prima oară când am ieșit din corp. Dar mai am ieșit din corp. Țineam eu un post al Crăciunului și... Țineam un post al Crăciunului și aveam un prieten care, mă rog, era la începutul credinței, chestia când a prins lumânări la biserică, nu prea avea texte de genul ăsta. Și locuiam împreună și eram la Arad. Și la Arad aveam un vecin care avea dungă roșie pe buletin. Și eu din când încă mai citeam un lifter. Că de obișnuința e obișnuința. Doamne, și într-o noapte, când citeam un lifter, m-am trezit că îmi bate cu ranca în ușă. Și când am ieșit, se făcea ochi așa peste cap și m-a întrebat, dar de ce dau muzică așa de tare? Eu nici nu aveam dat drumul la televizor. Păi, nici o muzică dată. Cum? Că te reclamă la poliție că dai muzica tare. Mă rog. Și într-o noapte, zic, mă gândesc să o văd cum arată el la nivel astral. Domnule. Și mă rog, am ieșit eu de și m-am dus la el, în cazul de lui să văd ce este. În momentul în care am văzut, nu am știut cum să mă întorc mai repede în corp. Nu o să spun ce am văzut. Nu știu cum m-am întors mai repede în corp. Dom'le, senzația a fost atât de nasoală, că e ca atunci când te îmbraci repede cu haine și ți-ai băgat mânecile pe dos. Deci, așa e. Deci nu erau mâinile, picioarele unde trebuiau. Deci a fost o senzație îngrozitoare. De asta, cel mai bine e să-ți vezi de treaba ta și să nu vizitezi rău când se întâmplă așa ceva, că are grijă să vină dacă închei. Bun. Și mai e o problemă. În momentul în care te extracorporalizezi și nu ești curat, atunci toate gândurile negative ale celor din jur se văd. Adică, un gând negativ poate să fie un șapte, un gând negativ, niște idei proaste pot să fie, să aibă formă de vieri, pot să aibă formă de gândaci, pot să aibă formă de scorpioni, pot să aibă toate ororile, moluște. Deci noi suntem, corpul nostru e un conglomerat de mizerii de-astea, care nu ne plac. Ei, în momentul în care te întorci, imaginați că trebuie să-ți faci loc printre ele. De asta ideal e să fii curat când faci așa ceva. Pentru că întoarcerea e foarte nasoală când intri într-o colcaială de-asta de șerp. Și ăla e corpul tău. Și atunci, e ideal să faci asta în post, e ideal să faci asta când nu mănânci carne, e ideal să faci asta... Deci cei care nu mănâncă carne sunt mai predispuși la extracorporalizare decât cei care mănâncă carne. Pentru că carnea leagă energie negativă în noi și atunci mă blochează în corp. Deci cei care vor să extracorporalizeze, etc., etc., să uite cărnița care te leagă în corp. Eu mănânc carne. Da, pentru că vreau să stau în corpul ăsta. Da? Mie e foarte ușor să plec. Problema e să mă întorc. Și atunci, când vrei să te extracorporalizezi, nu mai mănânci carne. Când vrei să stai în corp, mănânci carne. Și de mănâncă carne, e mai greu cu extracorporalizarea. Bun. La ce sunt bun paranormale care se pot extracorporaliza? Agenții ții. Sunt foarte buni. Păi imaginați-vă că un paranormal poate să ducă într-o clădire și mental să verifice toate birourile și să vadă dacă e cineva în clădirea aia. Poate să spună câte persoane sunt, poate să spună dacă sunt înarmate, poate să spună ce fac ei acolo, ce face fiecare, dacă doarme, dacă citește, dacă se uită pe net, dacă se uită pe Face. Deci poate să vadă orice. Nici nu știe. Nici nu se știe. Deci, numai dacă se sesizează un paranormal. Dar un paranormal care... Gândiți-vă că nu există nimic care să poată să facă să nu intre în sediile. FBI, CIA și mai știu ce. Nu mai există protecție împotriva unui paranormal de genul ăsta. N-ai cum. Mă duc în mijlocul casei albe și stau acolo. A, mă sesizează paranormalii casei albe. Corect. Da. Până mă sesizează, ei tot durează acolo câteva secunde, minute până am închid o blană. Și atunci sunt foarte greu de depistat. Și numai de cei care știu cu adevărat. Da. Plus că sunt foarte rari. Sunt chiar foarte rari.
Gândiți-vă lupta pe teren, da? Ai un bucăr, știi exact câți oameni sunt în bucărul ăla. Ai niște arme, știi exact ce arme au. Ai un spațiu, că sunt o grămadă, machete aia. Știi foarte clar, sunt tankuri sau machete, sunt rachete sau sunt machete. Sunt, e o bază ascunsă sau nu e. E o bază, știi foarte clar, poți să intru în el. Că extracorporizarea asta nu ține seama de faptul că ea e la 20 de kilometri sub pământ. Că poți să te duci cu gândul oriunde. Deci evident că sunt foarte buni și foarte căutați. Și foarte bine plătiți de altfel. Cel care se extracorporizează este un eliberat de karmă? De obicei, da. Să zicem, soldați, mai greu să faci din ei extracorporizați. Pentru că îmi presupune o anumită vibrație, o anumită hrană, o anumită pregătire psi. În general, paranormalii militari sunt dedublați. Nu se extracorporizează. Deci ei învață să-și folosească câmpul. Da? Să-și ducă câmpurile mai departe. Nu sunt extracorporizați. Da? Dar cei care se extracorporizează în mod normal, deci cei care ies prin chakra coroanei, sunt eliberați de karmă. De ce? Pentru că ei, pe măsură ce urcă, își taie din karmă. Și nu poți să ieși pe aici decât în momentul în care nu mai ai karmă. Da? Extracorporizarea se face doar prin chakra 7 sau și pe alți centri energetici. Extracorporizarea se poate face pe orice centru energetic. Se poate face pe 3, se poate face pe 2, se poate face pe 4. Depinde pe unde ai nevoie să ieși. Deci tu ești în mijlocul corpului tău și într-o zi te-ai hotărât să ieși. Pe unde vreau să ieși? Pe 2. Vreau să cercetezi ceva care are conotații materiale, sexuale, etc. Tot acolo. Da? Deci nu e obligatoriu să ieși pe un anumit centru energetic. În ce lume se pot ajunge prin extracorporizare? Drăguță întrebare. Fiecare centru energetic este poarta către o lume. Și atunci, în momentul în care te extracorporizezi și intri pe centrul energetic, evident că ajuți în alte dimensiuni spirituale. Dar aceste dimensiuni spirituale nu sunt aceleași la toți oamenii. Fiecare om, ca asta face să fim unici, are acces la anumite dimensiuni spirituale unde se manifestă anumite spirite și anumite energii. Deci, orice om are 7 centri, să zicem. Dar fiecare 7 centri are o sumedenie de cum să vă zic eu? Asta e chakra roșie, da? Bă, dar roșu există de la roșu grena până la roșu purpuriu. Și atunci, evident că fiecare reprezintă o lume. Cu anumite spirite. Și atunci, dacă eu am roșu purpuriu, portocaliu budist, galben, pai, verde, eu știu, iarbă proaspătă, tunsă, și roz bonbon și violet nu știu de care și indigo de nu știu care, o să am o altă structură și ca gândire și ca manifestare față de oricare alt om. De asta suntem unici. Fiecare are un cod unic, personal. E ca la buletin. De asta suntem unici. Deci, poți să ajungi într-o sumedenie de lumi prin extracorporalizare. Bine, se pot vizita iadurile, se pot vizita raiurile. Dar lucrul a fost că, eu când am auzit prima oară de Ilie Cioară, ziceam că e un om nemult simpatic. Și bă, ce sunt baza cu din astea, când am citit o carte aia. Și drăguț a fost momentul în care Părintele Argatul a început să ne povestească cum a vizitat el iadul. Cum sunt copiii avortați, cum să, ce fac, a vrut să vadă ce fac comuniștii care au murit, și Brejnev și, mă rog, toți comuniștii ăștia mari. Și povestea că a fost și a văzut. Și era o ședință de partid. Poate fi controlată dacă da cum. Poate fi controlată, v-am zis că trebuie să stabilești o parolă, să ieși prin parola asta, numai în momentul în care rostești parola asta sau, mă rog, corpul tău se află într-o anumită poziție, într-o anumită stare. Și să te duci când vrei și să te întorci când vrei. Da, drăguț. Se poate face sex în extracorporalizare și dacă există sexul la nivel astral. Dar există sexul la nivel astral. Nu vreau să intru în momentul că nu pot să zic că am fost foarte preocupat, nici n-am studiat subiectul. Se poate face sex în astral, asta știu. Există sexul ăsta astral. Nu am încă suficiente date să-l comentez. Deci,
Și eu, dacă știu, știu, dacă nu știu, nu știu nimic. Nu știu dacă din păcate sau din fericire, dar nu pot să zic că am studiat sexul la nivel astral ca să pot să numit o părere despre asta. V-ați existat corporalizat vreodată? Cum a fost? Am existat corporalizat, am fost la Părintele de 100, mi-a făcut o rugăciune. După ce mi-a făcut o rugăciune, m-am dus acasă. Și m-am dus acasă, am pus să exersez treaba asta. Și am ieșit din cot. Pe prima eram curățel, eram umil, eram bunuț, așa. Și m-am dus la vizită să văd ce face mama mea, m-am întors, după aia m-am dus să văd ce fac alții. Să știți că e foarte interesant. Imaginați-vă că poți să treci pe stradă, corpul tău merge pe stradă. La un moment dat poți să înveți să controlezi treaba asta, să îți ții și corpul. Adică o parte din tine să fie în corp și o parte să fie în afară. Și mergeam pe stradă și vedeam, erau sărbători, țin minte. Și mă uitam la oameni, la case, sau erau mesele de Crăciun. Și intram și vedeam ce fac oamenii de Crăciun. Auzeam discuții, cum să spun eu, simțeam sentimente, sentimentele de Crăciun, știți, de bucurie, la. Era foarte interesant să studiez treaba asta. Evident, am făcut și altul, să vezi cum, ca orice băiat, evident că m-am dus să văd cum e o doamnă care face duș. Da. Trebuia să testez, dacă se poate. Dom'le, n-am făcut nimic. Era un studiu. Deci nu se poate spune că am făcut cine știe ce. Mai drăguț, v-am zis, mai nasol este când te întorci. De ce? Senzația de eliberare este atât de mare, încât în momentul în care m-am întors în corp, m-am luat plânsul. E ca și cum ai... Imaginați-vă un boschetar. Un boschetar care are o mantă de aia, slinoasă, grea, mizerabilă, care are pe ea șerpi, vieli, de toate norocirile. Și că tu, de acolo, din curățenie, trebuie să intri în ea. Senzația e nemuritoare. Și eu eram curățen, vreau să vă spun, pe vremea aia. Adică spovedit, împărtășit, chestii de genul ăsta. Dar, mă rog, la un moment dat nu am putut să mă expun la corporalizez, pentru că m-au legat în corp trei preoți. Și asta pentru că l-am lovit pe unul cu sabie în cap. Și atunci s-au gândit că fac prea mult de prostii și m-au legat la loc. Evident am ajuns să pot să o fac înapoi, în momentul în care mi-am cerut iertare și s-a găsit cineva care să mă ajute să pot să ies. Și asta este Părintele Arsenie Boca. Unde e? Cum se vede corpul nostru de dincolo, v-am zis? Ce entități poți întâlni în extracorporalizări? De toate. Poți să întâlnești și îngerii și demoni. Asta este destul de urât. În general, dacă ajungi să te extracorporalizezi, înseamnă că ești pregătit să o faci. Pentru că, dacă nu ești pregătit să o faci și o faci, primul lucru pe care îl întâlnești în extracorporalizare este umbra. Mi s-a întâmplat următorul fenomen. M-am apucat de arte marțiale. Că m-am mâncat și pe mine. Și m-am apucat de arte marțiale și am început să fac. Bun. În momentul în care faci arte marțiale, creezi o umbră, o schemă gând. Mai și de arte marțiale, îi spun războinicul interior. E o formă gând creată de tine care reacționează în diferite situații limitate. Ei, problema e că atunci când te extracorporalizezi, primul lucru pe care îl întâlnești este propria ta umbră. Deci forma asta gând. Dom'le, când am ieșit din corp, primul lucru pe care l-am luat a fost un pumn în gură. Deci senzația este îngrozitoare pentru că el dă, cum ai dat tu, sănătos, în condiții de luptă. Și mi-a luat un pumn în gură de mi-a morțit fața. De la propria mea umbră. Ați înțeles? De asta, în momentul în care creezi o formă gând agresivă, când ieși din corp, o să întâlnești o formă de gând agresivă, care te va lupta, care va lupta cu tine. Și atunci, de asta, deci era perioada în care lumina mea era, cum să vă spun eu, nu era unită cu umbra, da? Că există treaba asta, totodată, la începuturile inițiilor. Și în momentul în care am ieșit pe altă, eu trec cu freză. Este periculos să o practici singur? Absolut, da. Absolut, da. Pentru că nu știi ce întâlnești, o rană care este
care o primești la nivel astral se transpune în fizic. N-am auzit pe nimeni să moară. Deci n-am cunoștință de cineva care să fie murit pentru că am avut o extracorporalizare. Eu am simțit pe pielea mea. Deci un demon care te atacă la nivel astral, un înger care te atacă la nivel astral, se zice că sunt și îngeri care îți atracă, rog, sunt trimiși de preoți. Durerea aia se transpune în corpul fizic și îți vine să cazi în picioare dacă se va pusă în cap. Sau o furcă, mă rog, după gust. De ce îngăduie cât Dumnezeu este acolo cu aizare? Pentru că fiecare om are nivelul lui de învățare. Deci, unul trebuie să învețe să fie milostiv, unul trebuie să învețe să fie nu știu cum, unul trebuie să învețe să facă aia, unul trebuie să învețe sex, unul trebuie să învețe blândețe, unul trebuie să învețe maternitatea. Dar unii trebuie să învețe să se plimbe prin astral. Să vadă că mai există o lume și în partea altă. Și ăștia devin cei care păstrează, de fapt, legătura între lumea noastră materială și lumea spirituală. Deci, ajung niște călăuze. Nu poți să fii călăuz dacă tu nu știi drumul. Și atunci, doar nu dacă te lasă Dumnezeu. Nu, vezi și tu cum e în astrală. Nu mai poți să te duci oricând în astrală. Și o să vorbesc. Și unul dintre cele mai... Deci, am avut multe metode, momente de extracorporalizare. Mi-aduc aminte de una. De una pe care am pățit-o a fost la cursurile lui Murphy Ora. Pentru cine știe, doamna Murphy Ora este o doamnă care se ocupă de foarte mult timp de extracorporalizare și nu de extracorporalizare, totul zis. Se ocupă de clar viziune, de bioenergoterapie, mă rog. Dar la un moment dat, într-o meditație, se face și meditație de grup de înălțare. Ei, aia îți dă suficientă energie ca să ieși din corp și să te plimbi printre stele. Ei, ideea este că la un moment dat, deci când m-am dus eu la doamna Murphy Ora prima oară, deci dacă nu m-a acceptat, eram singur acolo, singur băiat. N-aveam cu cine să certe rău. Erau bubuțe și câteva fete. Cât dacă folosiți aiurea, energia sexuală, ca în loc să o magazinați, că la extracorporalizare singura energie care se folosește este energia sexuală și că voi nu aveți treabă în cap decât orgasme și... Pua! Mă acceptam ca pe obține, că e doar pe mine. Pentru că, într-adevăr, o să discutăm la un moment dat, energia sexuală este cea care stă la baza ridicării Kundalini și la extracorporalizării. Și, ca să răspund la întrebare, Dumnezeu permite extracorporalizarea spiritelor care au ajuns la un anumit nivel spiritual și atunci ei au voie să iasă din trup. Păi da, pe unul pe care nu-l interesează nici sexul, nici mâncarea, nici să se dea mașinuțe, nici, eu știu, să ducă în cluburi. Îi dă și lui. Bă, uite, să vezi că viața e frumoasă pe pământ. Hai, ieși. Du-te și plimbă-te. Eu m-am plimbat de mi-a venit rău. Peste tot. Pe unde mi-am gândit Dumnezeu? A fost peste tot. Și l-am scubat și în casa altă. Așa, am vizită. Și la Vatican. Și, a fost acolo să văd și eu. Nu de altceva. Că nu fac rele. Te lasă în pace la oameni paranormali. Când văd că nu ești rău și că nu ai intenții rele, nu se zice nimeni nimic. Să te vede că te plimbi. Nu se zice nimeni nimic. A, intențiile imediat se. Pentru că sunt programe. În momentul în care ai intențiile, atunci toată lumea. Dacă n-am nicio intenție, pot să mă duc inclusiv în piramide. Să mă întâlnesc cu Anubis. Îi spun salut, maestre, ce mai faci? Cum mai e? Tot așa roiești după 15.000 de ani. Nu mi-ai schimbat deloc. Adică chestii de-astea. Poți să-i întâlnești pe toți. Atât că nu faci rău. Rău și nici bine. Te lasă, nu, să te plimbi rău. Ești liber. Să faci frumos corpul în pat. Nu. Și e plecat. Aici e noapte. Da, Statele Unite. E zi. Și atunci, sau în alte părți. Și atunci te duci până prima, poți să duci în Thailanda, să te antrenezi, poți să duci în, eu știu unde, să faci, poți să faci o nu trebuie neapărat să doni ca ciobanul. Lași corpul frumos și te plimbi. Corpul se odihnește, se plimbi, o să plimbi. Care e problema? Toată lumea pune prețul legi pe om. De ce vreau legi pe om? Spiritul e liber, nu poți să legi spiritul. Spiritul nu poate fi legat decât cât îngăduie Dumnezeu. Da, o dată vine. Vine Sfântul, vine Hristos, vine Maica. Te ia, la revedere. N-are cum să lege nimeni. Dacă nu vrea Dumnezeu. Credeți că poate să stea vreun om pe pământ sau vreun aparat dacă vine Maica Domnului și îl ia pe Ardijan? Nu. Mă ia și din ea, dacă vrea Maica. Sau Iisus. Și la revedere. Ăsta e avantajul. Când ai pile sus. Știți că și acolo, dacă te pui bine cine trebuie, n-a zis Hristos așa? Asta e o pilă. Cine mă... Cum se cheamă? Nu pot cuvântul ce te-a zis.
cineva mă recunoaște pe mine și eu voi e ceva de când voi pune o vorbă bună pentru el în fața tatălui meu. Și eu l-am propovăduit pe Iisus. Așa că, măcar acolo o pilă de o ușă. Deci, motivul pentru care am dat Dumnezeu este tocmai ca să învățăm că mai există și lumea de dincolo. Care sunt aplicațiile pentru poliție, spioni, echipe, antitori, începe la investigații? Foarte simplu. Păi, vă dau un exemplu. Eu am lucrat de mai multe ori cu poliția, dar printre altele a fost cazul unui polițist care a venit la mine și mi-a zis, domnule, zice, uite, am o poză, spune-mi ce știi despre oamenii din poză. Eu am măsurat și îmi zic, doamna asta din mijloc e cam moartă. Și a început să plângă, că era mama lui. Și domnule, zic, îmi pare rău. Nu mă așteptam. Zice, da, domnule, a dispărut maica mea de acasă, ne credem că tata a mort-o, dar nu o găsim. Și am zis, domnule, zic, nu pot să mă bag. Nu am voie să mă bag. Mă rog, am avut niște cursuri, am avut nu știu mai ce și eu am dat măsuri, zic, domnule, am voie să mă bag. Și sunt, vezi că am voie să mă bag, mă uit și spun. Nu știu dacă a fost de folos, dar zic, prieten. Mi-a ieșit că o găsim pe mota 70%. Că e undeva unde e un mar mare și multă apă și e întuneric. Că asta vedem. Că te duci pe spiritul. Și într-adevăr, mă rog, se pot transmite închis, etc. Îngerii care se descoperă treaba și corpul femei, incomplet, a fost găsit într-o fântână părăsită. Deci au descoperit-o într-adevăr, nu toată. Bun. Deci se poate face așa ceva. În extra corporalizare, mă duc, mă conectez la persoana respectivă, în momentul respectiv, eu sunt în locul unde este corpul persoanei respective și în locul unde este corpul persoanei respective pot să emit ce este în jur sau ce văd până ajung acolo. Pot să dau inclusiv direcție. Nu eu. Un paranormal. La un moment dat va veni și vremea care România o să aibă în poliție, în SRI, în armată, în anormale ce nu sunt așa cum sunt la americani, la paranormale sau chiar și englezii au paranormale de genul ăsta. Care soluționează crime. Da? Întâmplarea face că m-a întrebat la un moment dat cineva ce părere am despre tablourile furate. Și am măsurat tablourile. A fost o perioadă în care ele existau și a existat un moment în care ele nu au mai existat. Pur și simplu se măsoară integritatea structurală unui tablou. Și am zis, băi, zic, chiar îmi pare rău. Dar părerea mea e că tablourile să nu mai există și că au fost arse. Și se pare că am avut dreptate. Astăzi am aflat și eu că am avut dreptate. Bine, ele sunt arse din iarnă, de când a dat ninsoare, ultima ninsoare, la ultima ninsoare au fost arse. Pentru că înainte de ultima ninsoare, când am avut eu cursul la Constanța, erau întregi. O parte din el. Mă rog, vreo 5-6. După ultima ninsoare, probabil respectiv a dat foc și a justificat respectiva. Și a dat foc, a justificat faptul că era iarnă și le-a ars. Din păcate. Dar asta nu mi-a rămas urmă. Așa că mi-e pare rău. Cum să zic? Eu personal nu dau 2 bani pe Picasso. Adică nici pe... Dom'le, îmi cer scuze. Nu este o dovadă de incultură. Pe mine nu mă interesează. Mă interesează ideea unui tablou. Am văzut niște tablouri de idei extraordinare. Le-am rugat să le fotografiez. Mie îmi place ideea. Deci eu, dacă îmi place o idee, mi-o fac, frate, poster. Nu trebuie să am uleiul și aia. Îmi pare rău. Ăsta sunt eu. Eu sunt mai de la țară. Da? Pe mine mă interesează ideea. Și sunt pictori pe care să mă ierte Dumnezeu. Dar n-aș da nici măcar un ban. Că nu pot. Am o strângere de pungă. Așa că pe mine nu mă interesează că s-au ars tablourile. Mie îmi pare rău de poliția română și de oamenii care au lucrat la caz. Și de renumele României. Da? În rest, să mă ierte Dumnezeu. Din punctul meu de vedere, la aceștia care fac belele în afară, i-aș da dublu. Dublu pentru că strică imaginea României. Deci, dacă în România îți dau 5 ani pentru un furt, pentru că ai furat afară, îți dau 10. Pentru că tu ești un ambasador prost al României. Și ia de aici, de la tata, 10 ani. Că ai făcut prostie în afară. Deci eu așa aș face. Dar nu pentru tablourul respective, ci pentru furt în sine. Tablourul e fost.
Deci, apropo de poliție, da? Se pot folosi. Deci, mă duc, văd, descoper unde sunt, cum sunt împachetate, văd cum sunt aranjate, unde, cum. Deci, există această posibilitate. Da? Droguri. Pot să văd. Da? Mă duc, efectiv. Dom'le, există droguri? Și spiritul se duce, pentru că el are deja aia. Și multe altele. Arme, carne vie, toate astea. Deci, pot să studiez, deci în spirit, pot să studiez 1000 de contacte și să aflu în ăla care sunt chinezi. Pentru că, pur și simplu, le scanez pe toate și știi foarte clar că al 5-lea de sus în jos, al 100-lea de la stânga la dreapta, are el chinez. Deci la maniera asta se poate face. Evident că este extraordinar pentru investigații. Tu ai 10 oameni de ăștia în poliție, în investigație, ai o problemă de genul ăsta, ai trimis 2, domnule, știi că în 2 zile tot aflu ce se întâmplă. Stau frumos într-un hotel, pe spate, mai beau o bere, mai se uită la un K1, puf! Și să uită ce e în portul de la... Deci, investigație crime, furturi, da? Echipe antiteror, clar, nu se pune problema. Armată, clar, nu se pune problema. E primul lucru să știu ce are inamicul împotriva mea. Ce avioane, ce rachete, ce are, ce are. Oameni deștepți, primul lucru, pentru informații. Și pot să și măsor cât a aflat din ce trebuia să afle, că trebuie să știu despre o armă. Și gata. Îți schimbă viziunea asupra vieții extracolonizare? Absolut da. Absolut da. Păi, imaginați-vă. Deci, ceea ce nu înțeleg. Mie îmi place de ăștia care fac dacologie. Dom'le, și care zic ei că sunt urmașii lui Zaramolxe și... Dom'le, dar habar n-au de daci. Daci. Și culmea este că eu sunt roman. Da? Da. Daci, la vârsta de 7 ani, erau luați de preoții daci. Și erau duși. Erau luați de acasă. La revedere. Și țineam post negru 7 zile. După post negru în 7 zile, îl trăgea taica popa afară din corp, de țel așa. Bine, îl scotea pe aici. Îl scotea afară din corp și zicea, uite aurul, uite femeia, uite sexul, uite lupta, uite moartea. Mi-a arătat și spiritele morților și străbuni. Și după aia băgat înapoi în corp. Na! Păi evident, vreau să vă spun ceva. În momentul în care ești în afara corpului, îți dorești să mori. Ți-e greu să stai. Și trebuie să te chinui, să găsești motivația de a trăi pe pământ. Asta nu e bine. Da. La un moment dat, ce de bine, doamne, zici, da. Cât mai am, Doamne, de stat pe pământ? Păi mai ai de stat. Nu, asta e. Îmi fac treaba ca lume și știu că la sfârșit sunt liber să zbor. Dar întoarcerea de corp e asta. Ei, în momentul în care tu vezi ce e dincolo, ce înseamnă sexul, ce înseamnă demonii, ce înseamnă că nu te-ai dus bani, pe aur, pe aia, că mai chiar e, la 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 la. Îți dai seama că nu mai are nimic importanță. Eu? Mi-a trebuit ceva timp să înțeleg anumite lucruri. Și evident că în momentul în care trăiești asta, te apucă așa un joc manfișism. Îți dai seama, copiii nu sunt ai tăi, că sunt spirite independente, că zic într-un fel așa și pe partea la alta altfel, că adevărul nu e cum e aici, e pe dincolo și tot așa. Lumea nu mai e ce începe. Când ai cunoașterea lumii de dincolo, nu prea mai e drăguț în lumea asta. În schimb, viziunea asupra propriului corp, absolut da. De ce? Îmi dau seama că corpul meu e o mașinărie biochimică. Și că trebuie să o mențin în stare de funcționare. Nu mai îmi bat joc de el. În sensul că, domnule, să mănânc prostii. Dar haideți să vă spun ceva. Până și asta cu mâncatul prostii, e o stupiditate. Corpul ăsta are capacitatea de a sublima și de a transmuta elemente. Atât este de frumos făcut și puternic și organizat.
Deci, bunica mea, pe la 70 de ani avea dureri de cap. Se duce la doctor. Domnule doctor, zice, mă doare cap. Și zice doctorul, bei cafea? Zice, da. Cât? O cană dimineața, o cană după masă. Nu mai bea cafea. Fumezi? Da. Cât? 10 țigări pe zi. A, nu mai fumă. Dar de băut bei? A, păi beau. Zice, păi cât? Păi dimineața zice, beau și o țuică, la vânz beau și un gin, și înainte de culcare mai beau un gin. Și zice, a, păi nu mai bea. La care bunica mea zice, ăsta nu-i doctorul. Și pleacă. Să duce la altă. Nu vreau doctorul, mă doare cap. Păi zice, de băut cafea bei? Beau cât? O cană pe zi? Pe dimineață o cană? Păi zice, bea și tu. Mai puțin așa, la 70-100 de mililitri, nu chiar o cană. Dar de băut bei? Păi o părincă, un vin. Bun. Și de fumat, 10 țigări pe zi. Și ai ajuns la 70 de ani, continuă. Dar zice, vezi că te doare cap? Lasă-le un pic mai moale. Și a murit bunica mea 90 ceva de ani. Deci, nu e cel mai important lucru ăsta, ci felul cum îți folosești organismul. Limită. Dacă întreci anumite limite, evident că eu sunt pe principiu, doamne, poți să mănânci orice. Dar să mănânci cu bun simț. Mă, dacă te poți și mănânci în fiecare zi chipsuri și în fiecare zi e altceva. Dar dacă mănânc o dată la o lună chipsuri, nu e același lucru. Și atunci înveți să ai grijă de corpul tău, înveți să-l simți. Ce are nevoie? Are nevoie de niște glucide. Pac! Pâine. Sau ciocolată. Sau pe ce am nevoie? Păi am nevoie de niște proteine. Pac! Soia. Pac! Mă rog. Cărniță. Pac! Un ou. Lapte. Din lucruri care ai nevoie. Nu trebuie să-ți iei proteinele neapărat din carne de mistreț. Poți să vezi și din soia, și din lapte, și din lapte de soia, și din mază, și din fasole, și din... Mănânci fasole cu pâine, e cea mai sănătoasă mâncare. Proteine, glucide, are de tot. Deci oricum schimbă. Și plus că îți dai seama că tot, indiferent cât de frumos ești, hoitul e tot hoit. Care formele mai frumoase? Da, dacă te uiți acolo și în sân, și în alte chestii, tot celule sunt. A, forma e frumoasă. Ambalajul. Dar la nivel interior, poate să nu. Evident. Evident. Nu la nivel interior, mă refer la corp, nu la nivel de suflet. Tot oase, tot mușchi, tot nervi, tot aia, sunt la fel. Da? Bun. Extracorporizarea. Există tehnici specifice de, speciale de, extracorporizare și dacă da, care sunt? Da, sunt. Care sunt? Sunt. Îmi pare rău, da. Nu pot să zic că știu vreo tehnică specială de extracorporizare. Dar și dacă aș ști, n-aș zice eu. De ce? Pentru că oamenii tind să facă prostii și să folosească prostii. Adică cred că trebuie să ai un anumit nivel spiritual să faci treaba asta și un anumit nivel de percepție și o anumită capacitate și o anumită putere ca să poți să treci peste rău. Cine și cum a învățat despre, am zis, despre extracorporizare, am zis de Părintele Dosoftei, că am văzut, am zis de Părintele Pantheon, care avea grijă de mine și pe care seara îl simțeam gândându-se la mine în camera, când eram student. Deci, efectiv, mi-am prindeam o candelă și Părintele Pantheon se ruga în picioare. Deci, el stătea, își făcea canonul, care durea o oră jumătate, două noaptea, în picioare. Și vedea în picioare rugându-se. Nu în genunchi, nu așezat. De asta era special. Ce ne împiedică pe noi să ne extracorporalizăm? Păcatele. Asta e șapra recunda inimii. Da? Uite așa drăguție. Și mai și râde. Bun. Ei, șapra asta când ai inimii, ca să urce în sus, trebuie să nu aibă stringuri. Aici e chakra rădăcinii. Deci avem legături karmice. Așa arată și legăturile din avorturi. Te țin legat. Nu poți să te urci. La nivel de chakra 2, da? Aici e 2-ul. Legături sexuale. Câte doamne ai legături?
atâta ai legături sexuale. Bine, pentru cine nu vrea să rămână pe pământ, este o formă să te împământezi. Adică, dacă te ia de cap și zbori, vine Doamna, te rezolvă, cobori pe pământ, nu mai zbori. E foarte simplu. Da? După aia, la nivel de câmp de protecție, la nivel de iubire, la nivel de comunicare, la nivel de gândire. Da? Toate legăturile astea, ia uitați-vă, ce frumos e. Credeți că ăsta, spiritul ăsta, se mai poate exista corporal, da? De ce Hristos în japoneză se citește Kirisuto, adică cel care a tăiat toate legăturile, toate legăturile. Pentru că el nu mai avea legături de genul ăsta. El nu avea legături karmice. Și atunci, de asta, în Karuna, există tehnica nu în Karuna, în Shambhala, există tehnica tăierilor legăturilor, da? karmice, de către Arhanghel Mihail. Și în momentul în care tac, atunci de-abia atunci pot să mă extrapolez că mi-a rezolvat legăturile karmice. Evident că dacă fac tâmpenii noi, mai apar două, rămân legat în corp. Da? Câteodată e misiunea personală. Câteodată trebuie să stai în corp. Câteodată, mă rog, Dumnezeu știe ce ai de făcut. Dar, dacă vrei să ieși, da, în toate legăturile. Sau dacă ai voie să ieși. Da? Și tăiem toate legăturile. În momentul în care am tăiat toate legăturile, tu! A, apropo de extracorporalizări. Măi, dintre cele mai frumoase extracorporalizări pe care le-am trăit, a fost... din păcate, am știut foarte multă muncă. Dar așa a fost viața mea și, mă rog, nu mă plâng, dar... Știți că, e unul dintre marele grete ale meu, înainte să mă duc, am muncit prea mult. Dar este, se întâmplă un altul lucru. Și la un moment dat, o prietenă mea zice, băi, zice, am două invitații, sau nu, avea mai multe, la concertul lui Sarah Brightman. Și frumoasă, și nici nu știam cine e Sarah Brightman. Ce să dau eu la concert? Eu merg la concert, nu am asta. Bă, mergi la concert? Bă, nu merg la concert. Bă, mergi la concert. Mă rog, m-am dus. Când m-am dus la concert și a început să cânte femeia, s-au deschis cerurile. În momentul în care s-au deschis cerurile, toată energia care s-a adunat, a scos efectiv din corp. Tot conceptul ăla m-a plimbat. Atât de puternică și de frumoasă este energia. Și cu toată poate să te folosești de energia unui grup, ca să fugi. Să fugi. Să exista problemele. Deci că sunt multe forme de extracorporalizare. În general, extracorporalizarea este mai ușoară în grup. Prin meditație. Ce legătură e energia sexuală prin extracorporalizare? Păi foarte simplu. Energia sexuală este cea care propulsează cardul și ardurile pulmonare de jos în sus. Dacă consumă această energie prin orgasm, se duce în sus. Dacă se practică abstinența sau sexul continent, atunci un telecom la inimă poate să urce să extracorporalizeze. Da? Asta e ideea. Da, e importantă continența sau abstinența sexuală în extracorporalizare. Și în momentul în care practici abstinența sexuală, acumulezi energie sexuală, energia sexuală permite și altfel până aici să urci și să iasă din corp. Bun. Cam atât despre extracorporalizare. Mie, sincer, mi-a plăcut subiectul ăsta pentru că mi-a adus aminte de copilăria mea spirituală. Când mă jucam cu așa ceva. Sunt teste de care de multe ori ai nevoie ca să crezi în ceea ce faci, să crezi în lumea de dincolo, să vezi spirite, să vezi
oamenii, să-i vezi pe cei care ajută lumea de dincolo. Și tot ce pot să spun este că nu există nimic din punct de vedere material care să poată înlocui lumea asta spirituală. Adică, în momentul în care pătrunzi în ea, totul în jur începe să pălească. Și devine un țel, un scop. Ce să vă zic, nu e o cale ușoară și mai ales nu toți cei care o să-și propună o să-și iasă din corp. Asta e foarte clar. Sunt foarte mulți factori care contribuie la treaba asta. Trebuie să fii pregătit, trebuie să ai voie, trebuie să ai protecție de la Dumnezeu, etc. Dar tot ce pot să vă spun este că, măcar dacă studiați fenomenul și încercați să înțelegeți și să vedeți ce zic ceilalți despre extracorporalizare, o să aveți o idee despre cât de frumoasă poate să fie, inclusiv lumea noastră, atunci când o privești din lumea de dincolo. Ce să vă zic? O seară minunată, să vă fie de folos. La revedere!